ce fac eu această prezentare, că arăt concurenților ce se întâmplă. Nu e chiar așa. Nu cred în povestea asta concurența. Cred că fiecare om pe pământul ăsta este unic și are ceva de povestit. Depinde cât ce oameni vin să-l ascult. Și o să povestesc, dacă vreți, din propria mea experiență, cum am început aceste traininguri. Evident, voi nu veți începe la fel, fiindcă voi o să aveți o altă istorie. Dar o să vorbim despre cum se profesionalizează un training, un set de traininguri pe care vreți să le faceți. Despre promovarea unui training de publicitate online, pentru că e destul de important cum vă găsiți clienții și, în final, câteva ponturi utile. De fapt, ponturile utile vor fi în toată prezentarea. Adică o să încerc să vă spun lucruri care nu se știu, că la prima vedere este simplu să faci un training. Pui, îți cumperi un domeniu, scrie acolo ce training-uri știi să faci, oamenii vin să înscriu, tu faci training-ul și gata. Nu este chiar așa. Aș vrea să vă spun în primul rând că nu veți putea face training-uri dacă lucrați în altă parte. Pentru că n-aveți cum. Deci, în momentul în care vă desprindeți de fostul loc de muncă, asta în cazul în care aveți, cunoști antreprenori care nu au muncit niciodată pentru un patron, și lucrul ăsta se vede, e adevărat, dar experiența într-o corporație te ajută foarte mult ca să înțelegi ce nevoie au clienții. Pentru că dacă n-ai lucrat într-o firmă și n-ai participat la training-uri în calitate de cursant, nu știi ce așteptări, ce gândesc clienții și așa mai departe. Deci este mult să ai să lucrați o perioadă. Bine, de fapt este mult să ai să lucrați cât mai mult ca să aveți experiență. Pentru că ăsta e un alt punct important. Nu poți să faci training-uri când ai terminat facultate, că nu prea te bagă nimeni în seamă, că nu ai ce transfer de know-how să le faci dacă tu nu ai avut experiență în domeniul respectiv. Bun, dar haideți să nu începem de acum cu generalizările și să vă povestesc un pic cum am început eu. Cum am început? Foarte simplu, nevoia de training există pe piața de publicitate în România de foarte mult timp, dar în perioada în care eu lucram în corporații, când lucram la Argomed, la Initiative, nu exista această nevoie de training sau nu era conștientizată sau oamenii nu erau dispuși să plătească pentru ea. Cum se întâmpla pe vremea respectivă? Foarte simplu. Eu pe vremea, în perioada 2003-2006, vindeam spații online, vindeam bannere, vindeam publicitate online pe un portofoliu de 180 de site. Majoritatea clienților nu se pricepeau. Erau, pe românește, plante. Și atunci mergea la o agenție unde ziceau, gata, am prins pe Dumnezeu de picior, agenția de publicitate se pricepe. Nu era chiar așa. Să vă spun ce se întâmplă într-o agenție de publicitate în anul 2004. În anul 2004, agenția de publicitate câștigă probabil 10, 15, 20, 50 de milioane de euro din TV și 10, 15, 20, hai 30 de mii din online. Un om de TV este plătit cu niște mii de euro, un om de internet este plătit cu niște sute de euro. Poate spre mie. Dacă o să faceți calculul, o să vedeți că uneori salariul omului de online din agenția de media poate să depășească rulajele de internet pe care le făcea în agenție. Și atunci, cu alte cuvinte, nu se justifica să aibă un om. Neavând un om, cine se ocupa de chestia asta? Juniorul. Adică omul care venea în agenție ca o floricică și care dintr-o dată se trezea cu foarte multe cocoașe. Te pricep la net, ai cont de Yahoo, hai, bagă. Și din cauza asta, majoritatea celor noastre pe care le primeam la Argomed sunau cam așa. Salut, Doru, Călin, Magda sau cine era. Avem și noi 10.000, produsul este iaurtul X. Fă-ne și nou un plan așa cum mai atunci să-l faci. Ce era brief-ul? Nu ne spuneau mare brânză despre ce poziționare au, ce vor și așa mai departe. Din acest motiv, acest spirit sau sistem de lucru a funcționat mult timp pe bază de încredere. Noi trebuia să fim giorno și să facem lucrurile cum trebuie. Evident, erau alți jucători pe piață care nu făceau lucruri ca noi, dar majoritatea oamenilor în agenții, nepricepându-se sau neavând capacitatea de a face singur chestia asta, cam așa se întâmplau lucrurile. Prin anii 2005, 2006, 2007 au apărut câteva mutații. În primul rând, oamenii au început să schimbe baricada. Adică să treacă de la client la agenție, de la agenție la furnizor, la furnizor la agenție, de la furnizor la client. Și lucrul ăsta a însemnat un know-how extraordinar pentru piață. Colac peste bubăză,
În 2007 a început marea fragmentare, eu așa îi spun. Deci dacă în 2005-2006 eram 3-4 jucători pe piață, în care vindeau spații, în 2007 erau deja 7-18. Astăzi sunt mai mult de 40. Deci este o piață extrem de fragmentată. În acest context, presiunea la ușa clientului a crescut foarte mare, foarte mult. Și atunci a intervenit această nevoie, că ajung imediat și la training. Cum a apărut trainingul? A apărut ca urmare a faptului că din ce în ce mai mulți bani au intrat în această piață, din ce în ce mai multe bugete, din ce în ce mai multe campanii, piața s-a fragmentat foarte mult, sunt foarte multe site-uri, clienții nu știu pe care se intre și uneori nici agențiile, și uneori nici noi, cei care suntem vechi, nu știm ce dracu să facem pentru o campanie mai chilățică, astfel încât a apărut această nevoie. În 2007 am plecat pe cont propriu. Aș vrea să spun un lucru. În 2007 n-am tăiat nicio factură pe training sau pe consultanță. Deci eu m-am poziționat, plec și fac consultanță. Deci credeți-mă, dacă nu aveți și alte surse de venit, așteptați-vă să nu vă plătiți facturile foarte ușor în primul an, de când vă deschideți. Asta este un sfat personal. În 2008 am avut primele training-uri personalizate, culmea, la foștii mei parteneri de afaceri sau la foștii mei, cum să vă spun, am început de la oameni pe care îi cunoșteam. Mai exact am început cu Initiative. De fapt, primul sâmbure de training l-am făcut la Initiative colegilor mei care nu știau despre ce e vorba în propoziție și eu, din propria inițiativă, m-am dus la șeful meu de atunci și am spus: Octav, nu mai puteți mai mergem așa, oamenii nu știu foarte multe lucruri, în fiecare joi mă întâlnesc cu ei și le povestesc despre internet. A fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine, fiindcă stăteam nopțile să mă documentez ca să le aduc ceva interesant de fiecare dată, fiecare săptămână, și o perioadă foarte neagră pentru ei, pentru că vedeau acest training ca un supliciu, mulți din ei. În 2008, niște foști parteneri de-ai mei, respectiv Podnews, Medianet și alți publisheri care au un portofoliu Argo, când lucram eu la Argo Media, au zis: auzi, dar nu ne faci și nouă training-uri pe care le-ai făcut la Initiative? Și am spus: ba da, dar vă costă. Și am spus: nu-i problemă, plătim. Așa am început să fac primele training-uri, dar erau închise, adică personalizate, nu erau training-uri deschise, open, la care se poate participa oricine. Ca urmare a celor multe training-uri pe care le-am făcut în 2008, în 2009 a apărut această presiune de la oameni sau entități din piață care au spus: noi nu ne permitem să-ți plătim ție atâția bani pe un training intern, fiindcă nu avem decât un om, sau doi, sau trei. Training-urile noi se făceau pentru echipe de la 8 oameni în sus, 8, 10, 12, 20. Și atunci, ca urmare a presiunii din piață și a faptului că oamenii erau dispuși să plătească pentru asta, în 2009 au început primele training-uri deschise. La primul training pe care l-am făcut în ianuarie sau în februarie 2009, nu mă țin exact, am avut sold-out în 4 ore. Pentru că exista această presiune pe piață. Astăzi nu mi se mai întâmplă chestia asta, din nefericire. Aș vrea să se întâmple la fiecare ediție, dar nu se întâmplă. Dar a fost pentru mine un șoc. Eu nu credeam că o să fac bani din training-ul deschis. L-am făcut la sugestia doi clienți de-ai mei, care au spus: nu ne interesează, ori ne pui lângă un client mare și venim și noi, ceea ce era complet penibil. Pentru că eu nu puteam să fac un training la o agenție de publicitate și să vină cineva de la un site cu încă doi oameni, știți, suntem și noi pe aici. Pentru că era un conflict de interese foarte clar. În schimb, la training-urile deschise, putea să vină oricine și să asiste la prelegeri. Astăzi am peste 1000 de absolvenți a acestui curs. Nu este o cifră care mă laud neapărat, dar vine să susțină argumentația pentru lucrurile pe care vi le spun astăzi. Că dacă făceam două training-uri și veneam aici să mă dau deștept, probabil că spuneați: uite-l mă și pe ăsta. Dar am venit să vă spun câteva lucruri pe care le-am învățat în multe sesiuni de training și am făcut și eu multe greșeli și probabil că o să mai fac, nimeni nu este perfect. Și să trecem la partea de profesionalizare. Ok, cum se profesionalizează un training? O să vedeți că prima ediție, dacă o să vă uitați la ea după 3-4 ani, o să vi se pară un fiasco. Și mie mi se pare acum prima ediție un fiasco, deși oamenii au fost foarte încântați. Dar am făcut foarte multe greșeli. Și pe măsură ce făceam noi și noi ediții, am început să testez, să învăț, să citesc, să mă documentez, pentru că eu nu... Pentru că, deși am vorbit foarte mult timp în public și am experiență în public speaking, nu e același lucru a face un training cu a vorbi la o conferință. Sunt lucruri complet diferite. Și pe măsură ce făceam noi și noi ediții, am început să citesc, să mă documentez, nu aveam pregătire de trainer. O să vedeți un paradox. Există oameni care sunt trainer extraordinar de buni, că
câțiva din ei mi-au venit și la curs și care după curs au zis, Doru, noi nu putem să facem ce faci tu. Nu ești trainerul perfect, nici pe departe, faci o grămadă de greșeli. Dar tu faci lucrurile din experiență, sau spui lucrurile, sau faci prelegerea din experiența ta. Că este un lucru foarte important. Dacă iau acum un trainer foarte bun, de la orice firmă de training, Train Consult, Ascens, care vezi voi, Vision, nu contează, și îl pun să învețe pe de rost cursurile mele și să le predea, probabil că nu va fi în stare să o facă și nu va dori să o facă. Pentru că nu ai cum să faci chestia asta. Deci sfatul meu pentru cei care vor să apuce să facă training-uri este să povestiți la training-ul astea numai despre lucruri pe care le știți, le visați sau le-ați făcut voi. Nu vă apucați să povestiți despre lucruri despre care ați citit doar. Pentru că nu o să vă meargă. Un training de vânzări este altceva. Există sute de manuale de training-uri de vânzări, există o școală de training de vânzări. Dacă mâine vreți să faceți training de vânzări, puteți să vă apucați cu brio, într-o lună faceți primii bani, fără nicio fel de problemă. Dacă vreți să faceți un training pe publicitate online, trebuie să aveți acea experiență ca să aveți despre ce să povestiți. Pentru că vine clientul și vă întreabă ceva concret și v-am cuiat. Eu cred că până acum la training-ul meu nu prea am avut întrebări la care să fiu încuiat. Poate au fost întrebări incomode, poate au fost întrebări care nu mă avantajau, dar nu a fost nicio întrebare la care să nu știu să răspund sau să zic, bă, nu știu. Bun. Pentru partea de publicitate online, cel mai important lucru este să actualizați în permanență. Slide-urile pe care le am eu astăzi seamănă cumva cu slide-urile care am în 2007, dar nu am nicio legătură. Dar nicio legătură. Poate structura, poate sigla din colț, bine, și pe aia am schimbat. Aparent, cineva care a făcut cursul în 2007 zice, bă, sunt cam aceleași lucruri, dar nu sunt chiar aceleași. Pentru că lucrurile evoluează și voi trebuie să fiți la curent cu piața, trebuie să știți ce se întâmplă. Trebuie să faceți toate prezentările să se semene cumva. Am văzut foarte multe prezentări făcute de oameni care de la o sesiune la alta se schimbau radical. Poate că este bine pentru a ține atenția oamenilor, dar e bine să aveți acest look and feel similar, ca să obișnuiți oamenii cu un anumit sistem și să vă obișnuiți voi, în primul rând, ca să vă puteți calibra discursul și să puteți să faceți managementul timpului, și că ăsta este iar un aspect important. La primele traininguri, deși modulele mele trebuia să țină o oră, țineau două ore jumate. Și mă trezeam că vorbeam prea mult și la sfârșit nu aveam timp să trec cu toată materia. Deci sunt multe lucruri la care trebuie să fiți foarte, foarte atenți. Puneți accentul pe experiența ca și curs. Vă dau un exemplu. Oamenii care vin la mine la curs primesc niște teste inițiale și se sperie. Dar rostul lor nu este să sperie, este să vadă unde sunt și să văd eu unde sunt, ca să-mi pot calibra discursul. Mâncare. Am fost la foarte multe traininguri, unele de one day training, deci training full day, de o zi întreagă, unde primeam la prânz niște sandwich-uri. Poate că sunt eu gurmand, dar eu eram nervos toată ziua după două sandwich-uri. Dacă veniți la cursurile mele și sunt oameni în sală care au fost la cursurile mele, știu că am un catering după care toți cursanții plâng și spun, de unde l-ai găsit pe ăsta? Și în permanență găsesc pe masă fructe, ciocolată, prăjituri, sucuri, tot ce. Numai semințe nu le dau. În rest le dau de toate. De ce? O să ziceți că e un abuz gastronomic. Nu este. Oamenii care sunt cu burta plină au o inclinație mai mare de a fi, receptiv la ce le spun. De câte ori n-ați fost la o conferință și la unul fără un sfert i-ați leșinat de foame? Mai erați atent la ce era în sală? Eu nu mai sunt atent, eu nu mai pot, dacă nu sunt burta plină, nu pot. Și lucrul ăsta l-am folosit, dau cursanților mei în special produse sau prăjituri cu ciocolată, pentru că ciocolata are lecitină și știți toată povestea. Deci vă dă o stare de bine care vă face să rețineți mai ușor anumite lucruri. Deci nu o fac pentru burta voastră, ci pentru creierul vostru. Diplome. Poate nu se vină să crede, dar sunt foarte mulți oameni care se bucură ca niște copii când primesc o diplomă. Este o diplomă care teoretic nu spune nimic, dar oamenii se bucură, deci eu le văd reacția pe față când văd diplomă la sfârșitul cursului. Mai ales că nota de testul final, că am și un test final, nu este trecută pe diplomă. Și oamenii întreabă, nu o să ne treci nota pe diplomă, nu? Că am un test care este destul de greu, are 18 grile și nu, e cu cauză, efect, întrebări puțin mai ciudățe. Și atunci oamenii se bucură când văd aceste. Deci toate aceste lucruri fac parte din experiența training-ului. Pentru că eu nu vând niște slide-uri, de asta dacă vă puneți mintea, faceți rost de ele de cursul meu de undeva, de la un fost curs.
frustrat sau habar n-am. Dar eu cred că 90% de lucrurile care vi le spun la training nu sunt pe ecran. Sunt lucruri pe care le aflați de la mine și sunt lucruri pe care noi nici nu pot să le pun pe ecran. Pentru că n-am cum. Adică acel material va fi cândva public și cineva poate spune, aha, deci nu e bine. Găsiți sala potrivită. Și nu numai sala potrivită, sala și, aș spune, și echipamentul potrivit. Sunt situații în care poți să ajungi sau să devii foarte penibil pentru că nu-ți merge ecranul cum trebuie, nu ai carioca foarte bună la flipchart, scrii cu verde și nu se vede în spate, scrii mic, sala nu are o acustică deosebită. Auziți? Auziți ceva în afară de mine? Deci asta nu este o sală bună de training. Trebuie să găsiți o sală care are următoarele criterii de bază. Acces internet neparolat sau cu parola cunoscută de toți subiecti și cu o criptare a rețelei wireless cât mai lejeră. Că am întâlnit și țări în care unii oameni nu se puteau conecta cu device-urile lor și le cream un disconfort. În afară de internet trebuie să aveți posibilitatea de a regla foarte ușor temperatura. Sunt cursanți friguroși, sunt cursanți călduroși. Și o puteți aerisi, pentru că sunt țări care nu se pot aerisi. Au un sistem de ventilație care curuie. Trebuie să aveți o sală cât de cât întunecoasă. Eu mă bazez în principal pe ceea ce scrie pe ecran, ca să-mi susțin firul epic al poveștii. Dacă sala este foarte luminoasă și bate soarele, mai ales după amiaza, când vine soarele pe partea elaltă, te trezești când se mai vede nimic pe ecran, sau ai un videoclip, la text nu e așa de mare problemă, dar când ai un videoclip nu se mai vede așa de bine. Sala respectivă trebuie să aibă acces facil și locuri de parcare. Am ținut, de exemplu, un training la Hot News. Hot News este aici pe Calea Victoriei, vis-a-vis de pasajul Villa Cruz. Nu aveam unde să parcăm, nici măcar eu. Dimineața mi-era greu să-mi car toate materialele pentru curs, fiindcă nu aveam unde să le pun. Verificați acustica sălii. Sunt săli care nu se aude bine. De exemplu, la Hot News aveam o sală cu eco și se auzea foarte spart, nu se auzea bine. Și oamenii din spate nu mă auzeau. Și era în așa fel dispusă, erau în așa fel dispuse scaunele, încât oamenii din spate mă auzeau foarte greu. Bun. Astăzi pot să spun că am o sală care îmi convine foarte mult. Vă și recomand, dacă vreți cine vrea să discutăm în particular, ca să nu ziceți, să fac reclamă. Dar am găsit acele săli potrivite în care să se potrivească foarte bine stilului meu de Doru, poți să spui lucrare. Poți să spui. La Reinvent Consulting, mă rog, este o companie care am eu un deal și care vă dă această sală foarte ieftin. Cine vrea chiar, poți să văd în particular, să țin acum. Bun. Un alt lucru important este să obții o acreditare în domeniu. Eu am făcut un curs de Train the Trainers. Pot să spun că după multe cursuri făcute, nu l-am considerat extrem de util. Dar pentru un om care este la început de drum, sunt perfect conștient că dacă aș fi dat banii puțin mai devreme, aș fi aflat foarte multe lucruri pe care le-am greșit mergând la un astfel de training. Deci mergeți la un training de tip Train the Trainers, se cheamă TOT. Trainers, ceva de genul ăsta. Vă recomand să vă duceți, poate o să vă coste niște bani mai mulți, dar vă luminează foarte multe lucruri despre cum să vă organizați activitatea de training, ce lucruri să faceți și așa mai departe. Un pic despre promovare. Eu folosesc exclusiv medii digitale pentru că așa este natura trainingului meu. Ocazional, dacă pot să fac și free PR, fac și free PR în alte medii, gen scrise sau mai știu ce. Pe Facebook, de exemplu, am făcut o cauză, se cheamă Performanță și Rigoare în online-ul românesc, am 1200 de membri, deci ei sunt o bază de adresare pentru următoarele flight-uri de training. Pe Twitter, care este principalul aducător de cursanți, organizez concursuri, de fapt le pun la mine pe blog și promovez pe Twitter, și la fiecare ediție ofer o invitație gratis, fie unui blogger care va face live blogging, fie unui om care răspunde la niște întrebări sau, mă rog, mecanismele au fost destul de diverse în timp, dar de fiecare dată oamenii știu că au un loc care se poate câștiga și atunci interesul este destul de crescut. Evident, relații personale, dar astea se aplică în special pentru trainingurile închise, pentru trainingurile personalizate, pentru că oamenii vin și spun, nu vreau să vin cu toți ceilalți, cu
mici oameni care vin acolo. Noi suntem mai speciali. Ok, dacă sunteți special, vă fac un training specializat. Diferența de bază între un training specializat și un training, un training deschis este că acel training se face exclusiv pe nevoia clientului. Deci dacă clientul este agenție, am un discurs, eu sunt avocatul diavolului, da? Dacă clientul este furnizor, am un alt discurs, îl învăț cum să negocieze cu agenție și cum să obțin mai mulți bani și să propună și unor chiar și o stare agenție, dacă este cazul. Așa? Dacă este client, îl învăț cum să cumpere sau cum să negocieze cu agenția sau cum să brifuiască agenția ca să obțină cele mai bune media planuri și așa mai departe. O altă diferență majoră este că la trainingul deschis eu vorbesc timp de două zile în continuu, nu că n-aș putea să fac asta, că pot să o faci că îmi place. Așa? Dar cantitatea de informații care se reține este infinit mai mică decât cea care se reține la un training personalizat. De ce? Pentru că training personalizat îl fac o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână, depinde cât de tare se iubește clientul, timp de 16 săptămâni sau 8, că sunt 16 module de curs. Și este o altă rată de retenție, da? O altă rată de retenție a informației de în curs și oamenii ce să le aplice și se poate sedimenta mai ușor. Evident, am avut și clienți, nu dau nume, că nu are sens, care au vrut să fac tot cursul într-o zi. Deci, în special pentru oameni de vânzări, repede, repede să învățăm tot ce știi tu, deci ce ai învățat în 15 ani, să-i vezi pe ei într-o zi și de ăștia de mâine să vândă, să rupă. Nu se întâmplă chiar așa. Eu am scos fum pe gură, vorbind o zi întreagă, 16 module, ei au scos fum pe urechi și, în final, lucrurile n-au fost cele mai fericite. De asta, dacă clientul insistă și se grăbește, încercați să-l temperați. Am făcut o singură dată greșeală, asta nu mai fac. Prefer să nu-i fac curs și să pierd bani. Ce mai fac newsletter cu voucher? Oamenii care sunt înscriși sau care își exprimă interesul la mine pe blog de a participa sau de a fi informați, primesc înainte de fiecare ediție un reminder în care se aduce aminte că urmează o nouă ediție și dacă promovează în cercul lor de cunoștință, aceia primesc o reducere, primesc și o reducere și mai departe. Deci un sistem de reducere care să-i incentiveze să vină la curs. Și am un plan și Google Ads, deocamdată nu este cazul pentru că ies bine în căutări și nu are sens să mă canibalizez singur, dar probabil că în momentul în care nu o să mai fiu primul, o să folosesc Google Ads pentru că este un canal foarte bun de aducere de clienți. Câteva ponturi utile, puneți accent în special pe experiența personală, deci încercați să nu intrați cu ce ați văzut în cărți, studii de caz pe care le-ați citit pe IQ sau mai știu eu ce. În primul rând pentru că este posibil ca oamenii să știe studiile de caz și atunci să deveniți ușor penibili, să postiți azi ce au citit ei poate acum un an. Faceți din acest training o experiență, deci de la intrarea în sala de curs și până la plecare, omul trebuie să fie surprins, plăcut cu tot fel de lucruri. O chestie care poate nu este atât de evidentă. Faceți training-ul cu frecvență constantă. Dacă nu faceți asta, oamenii spun, aha, deci nu mai face training-ul. Am avut sesiuni de training în care am făcut training-ul și cu 4 oameni. De ce? Pentru că oamenii trebuie să știe că lună de lună pot veni la training-urile mele. Poate într-o lună n-am pe nimeni și atunci invit 4 oameni și tot le fac. Evident, lucrurile astea nu se întâmplă în perioada de vacanță, deci de obicei în decembrie nu fac și nici în iulie și august, pentru că nu sunt oameni, sunt plecați în concert. Folosiți la maxim tehnica de calcul. De exemplu, am văzut foarte puțin trainer care nu închid ecranul. Nu vă speriați, eu l-am spus. Pentru că dacă vreau să fiți atenți la mine să vă spun ceva care nu este pe ecran, voi o să vă uitați în continuare la ecran. Facem un test. Vă uitați la mine, e bine. Oamenii la curs, de obicei, când am aprins ăla, se uită în continuare pe ecran. Și dacă fac așa, vă distrag atenția, da? Dacă îl închid, vă uitați la mine. Sunt puțini oameni care fac chestia asta. Sunt oameni care nu știu să folosească pointer. De exemplu, vin la ecran și spun, așa cum arătam aici, Cât timp am pierdut? Când puteam să fac așa. Așa cum arătam aici, da? Am în mână un Logitech. Nu vreau să fac reclamă. Dar mă înțeleg atât de bine cu el, merge pe Mac, merge pe absolut orice.
și este extrem de ergonomic. Deci puteți să dați pagina înapoi, puteți să stingeți ecranul, aveți pointer, are și un cronometru aici, deci eu știu în permanență cât mai am de vorbit. Tu nu mi-ai spus cât am și n-am pus cronometru, dar de obicei știu, mă ajută foarte mult că să-mi temporizez speech-ul. Dați materialul imediat după curs. Asta este o greșeală pe care și eu fac totodată. Uneori uit să le trimit și creez o frustrare. Deci, după ce ați făcut cursul, faceți o arhivă cu toate PDF-urile, pe mail, eu le pun pe un transfer. Vă recomand să folosiți un cont pro de la transfer.ro. Încă o dată, nu fac reclamă la nimic, dar eu vă spun cu ce mă simt eu bine, cu ce mă fac eu bine. De ce fac asta? Pentru că văd când oamenii au descărcat cursul. Și mă ajută. Dacă eu am avut 12 oameni la curs și am văzut acolo 11 download-uri, știu că e de bine. Dacă văd 3, înseamnă că am o problemă. Deci este un mijloc prin care pot să văd niște lucruri. Unii cursanți de mei nu știu că se întâmplă chestia asta, dar mă rog, v-ați aflat. Și un lucru cu care vreau să închei, faceți-vă văd de niște carismă sau apucați-vă de altceva, nu faceți training. Dacă sunteți un om care vorbește încet și care nu poate să se uite în ochii oamenilor și nu să înțelege ce spune cu vorbește nu știți să folosească microfonul. Deci dacă nu știți să folosiți microfonul sau nu vă simțiți confortabil sau nu aveți carismă, faceți altceva. Vă rog eu frumos. Întrebări dacă aveți.